Clanul Caran revine în atenția autorităților după o bătaie dintr-un clan. Costel Caran a fost victima altor oameni influenți din România. Ce s-a întâmplat după primul pun și cum a fost umilit cel mai periculos clan din țară într-o seară de distracție? Clanul Caran, umilit. Liderul a fost bătut într-un club de fițe. Clanul Caran, umilință totală după ce liderul a fost bătut într-un club de fițe în văzul tuturor. Costel Caran și-a găsit nașul într-un milionar de top, care l-a agresat de față cu zeci de martori. Scandalul s-a lăsat cu vânătări și cu o imagine victorioasă pentru afacerist, dar una proastă pentru liderul unuia dintre cele mai periculoase clanuri din țară. Din fericire, conflictul s-a stins repede, după intervenția agenților de pază. Afaceristul a fost scos afară din incintă, iar atât restul anturajului interlopului, cât și cel aflați la fața locului și au continuat seara. Costel Caran este unul din liderii clanului cu același nume, recunoscut pentru comiterea unor acte de violență. Se pare că bărbatul și-a petrecut la locul lui seara într-un club de fițe din capitală până într-un moment în care a dat ochii cu milionarul în cauză. Costel s-a ridicat de la masa sa și s-ar fi dus direct la locul unde omul de afaceri era alături de cel care îl însoțeau pentru a-i reproșa faptul că are o relație prea strânsă cu Radjer Bogdan, un bodyguard cunoscut în capitală, care este în conflict cu membrii clanului Caran. Costel i-ar fi dat o palmă dezvoltatorului imobiliar, gest care l-a făcut pe cel din urmă să nu se mai poată controla. Omul de afaceri a fost extrem de deranjată de cele petrecute și l-a lovit înapoi pe acesta, dându-i un pumn în bărbie. Interlopul și-a pierdut echilibrul în timpul loviturii și a căzut din picioare. Frații Costel, Aurel și Emil Caran au fost implicați în multe bătăi de-a lungul timpului. De asemenea, au fost și în centrul unor înjunghieri, schimb de focuri sau chiar infracțiuni de cămătărie. Despre tatăl celor trei, Mitu Caran, se zvonește că în tinerețe ar fi comis fapte asemănătoare fiilor săi și că l-ar fi decapitat pe șeful de postă din comuna sa natală.